la licitație deschisă pentru utilajul bolului scavat pe oraș. Ca să vedem. Nu știu care de la greu fost la trecută. Da. De împuternicit dumneavoastră. Da, eu sunt împuternicit. Deschidem tricou. Care este sigilat. Cu scrisoare în aitarii. Semnat. Înregistrat la primărie. Care este un notez acolo? Da. Deci, vă știu Florentina. Aveți copii de buletin cu corp originalul semnat. Da. Un puternicitul copii de buletin cu corp originalul. Formularul de ofertă. Așa, la situație. Nu vă fiți puțin. Nu știu. Da. Iar o copii de buletin nu se poate. Putericire, dar putericire, păși cu Florentina, așa, în calitate din acest motiv fiscal de la ANAF, fără datorii, 0, și de la, posibil, de la bugetul local, de la Măinești, așa, ăsta e domiciliul, domnul Măinești. Da, nu uităm ca să. Așa. Domiciliul la Măinești, fiscal fără datorii, emis din 10-4, deci este valabil, în termen de valabilitate. Așa, și chitanță. Chitanță de 50 lei scris la licitații și participare la licitații de 1040 de lei. Ok. Bun. Oricum, interesul de regulă. Mai avem ceva avizat pe capac, nu? Da, așa. Documente obligatorii de prezentat. Așa. Așa și domnul stabilor. Așa este. Doar în anitare, înregistrat la poliție. Așa, cu plic, formă în spărțenie, nu se deschide până la data de. Bun, o să desfacem. Nu știu, vă gândiți la un brad între unul și nu l-am decât în perioadă de sarcini. Când prea mic, 100, 100, 100, cum doriți, Andy? Dacă treceam... Cum a procedat? 100, 100, 100, 100, 100. Da? Că le-am mai mult de asta mic. O, da, o, o. Deci nu ce-am văzut. E, dar nu. Da, să te fii... Așa, avem copii cui, stagiu fără ei trebuie individuală. Așa... Fiscal de la ANAF. Așa, fiscal de la ANAF. Să începem că se ascorțe. Un ascorțe, da, e serviciul social la firmă ascorțe. Și certificat fiscal de la bugetul local, de la ascorțe. Ambele fără datorii. Și o singură chitanță pentru plata ambelor taxii. Din scriere la licitații și de participare la licitații. Ok. Da. Ai la îndemână că ai trimis sarcina lipsă până la mai luat la venit? Da, da. Da, mai te rog frumos ca să... Nu mai știu, 10.800 era conform raport de evaluare. 10.400. 10.400? Da. Da, bun. Hai să vedem să vedem raport de evaluare. Da. Păi asta mă uitam la mult, că ai prezat și cu alii măsuri. Păi mă uitam că zic că e depus la asta și... Păi, și mi-a cerut aia plec. Da, 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 plec la firme scria cui. Păi e cui în locul de vedere, dar am conform citat. Păi mă adesea la glas, la un buletier, îi facem o tot. Da, nu, nu, o dată să schimbi de buletier, trebuie să fac cineva cu atestație. Corect! Așa este. Știu ce nu-ți faci cum. Așa este. Ceea ce mi-a cerut, am adus. Da, scrie că e disnațional. Da, 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 da. Știi? Corect. Da, așa. O valabilitate, frumos. Scoală de valabilitate. Scoală de valabilitate. Da, așa. Hai să uităm. Așa, da, 10.400 prețul de podire cu fără port de valoare. Așteptat-o la 10.400.
sistemul 20 este corect. Fați de rămâneați de care sperăm să nu fie cazul. Cui sau carte de identitate pentru persoane fizice. Atestare fiscală a bugetului de stat ambii, bugetul local ambii, nu mai avem puncte de lucru sau altceva în afară de serviciu social. Ok. Dovada închiderii taxei de participare 50 lei ambii, dovada garanției de participare 10% este... Da, este corect. Este corect. Este corect. Așa. Deci prețul de pornire conform cu raport de valoare este 10.400. Am stabilit cu pornire, mergem din pragul din 100%. Da. Începem 10.500, 10.600, 700, 800, 10.900, 11.000, 11.100, 11.200, 11.300, 11.400, 11.500, 11.600, 11.700, 11.800, 11.900, 12.000. Păi da, stați cu mâna în sus, merge da, sau? Da, merge, da, adică... stați cu mâna în sus, da. Da, reluăm? Nu e problemă, ca să nu știam cum mai... să... adică... Da, da eu o strici... Da, practic ați fost de acord? Da, da, da. Dar cum reluăm? Nu contează. Da? Deci la câte a rămas? La 12.000? Luați-le la capăt, să fim siguri. Bine. Dar nu știam acum, ați să ok, bine. Deci rămâni cu mâna sus dacă da. Suntem de acord. Dacă nu, dă mâna jos, înseamnă... Da, da, și de mâna jos, bun, deci 10.500, 10.600, 10.700, 10.800, 10.900, 11.000, 11.100, 11.200, 11.300, 11.400, 11.500, 11.600, 11.700, 11.800, 11.900, 12.000, 12.100, 12.200, 12.300, 12.400, 12.500, 12.600, 12.700, 12.800, 12.900, 13.000, 13.100, 13.200, 13.300, 13.400, 13.500, 13.600, 13.700, 13.800, 13.900, 14.000, 14.100, 14.200, 14.300, 14.400, 14.500, 14.600, 14.700, 14.800, 14.900, 15.000, 15.100, 15.200, 15.300, 15.400, 15.500, 15.600, 15.700, 15.800, 15.900, 16.000, 16.100, 16.200, 16.300, 16.400, 16.500, 16.600, 16.700, 16.800, 16.900, 17.000, 17.100, 17.200, 17.300, 17.400, 17.500, 17.600, 17.700, 17.800, 17.900, 18.000, 18.100, 18.200, 18.300, 18.400, 18.500, 18.600, 18.700, 18.800, 18.900, 19.000, 19.100, 19.200, 19.300, 19.400, 19.500, 19.600, 19.700, 19.800, 19.900, 20.000, 20.100, 20.200, 20.300, 20.400, 20.500, 20.600, 20.700, 20.800, 20.900, 21.000. 21.100, 21.200, 21.300, 21.400, 21.500, 21.600, 21.700, 21.800, 21.900, 22.000, 22.100, 22.200, 22.300, 22.400, 22.500, 22.600, 22.700, 22.800, 22.900, 23.000. Mai bine luați la
Comănești, care a câștigat prima dată. 23.000, 23.100, 23.200, 23.300, 23.400, 23.500, 23.600, 23.700, 23.800, 23.900, 24.000, 24.100, 24.200, 24.300, 24.400, 24.500, 24.600, 24.700, 24.800, 24.900, 25.000. Oprit. 25.000, 25.000 odată, 25.000 de două ori, 25.000 de trei ori, a judecat la domnul Stanciu Cornelului de primire individuală, da? I. Ok. 25.000, da? Da, se consemnează în raport. Asta era prag. Asta e prag. 5.000 cum ar vedea. 5.000 euro. Păi da, eu da. Sunt puternic și eu nu fi banii mei. Corect. Atunci mă opresc mai înainte dacă erau banii mei. Corect, corect, corect. Se consemnează în, în raport, scoate la imprimantă, îl semnă și da. Aveți termen ca să semnați contractul. Cei 1040 se constituie avans la, la contract. Aveți termen să veniți să achitați. Nu mai știu ce termen e în caiet de sarcini. 10 zile. 10 zile? Da. Nu de ridicare, adică... Ia să vedem, dacă nu stă bine pe contract, nu e nicio problemă. Așa, 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 nu știu. Nu mai puteam să mă ușor, m-am uitat dacă te-am uitat. Termen de achitare sau de ridicare de la data? Diferit ce termen este? Nu, aveți termen 10 zile să încheiați contractul și 30 de zile după încheierea contractului să achitați și să ridicați. Și dar cu o opțiune, adică opțiune, cu o chestie. Ridicarea bunului se face doar după plată. Corect. Da. Da. Da, știu că așa ai trecut și... Două oferte eligibile, deci totul este în regulă. Da, o să primeți la Ares. Ori mei, ori decât la primării. Asta are stipul la dosar. Da. Nu ați face procesul de la da, da. Da, să mă așa da, pentru că trebuie. Trebuie să fost pragul lui. Trebuie să fost prezent. Poate. Pragul a fost pus. Da, ok. Da, da. Pragul a fost semnat. Să trebuie în 4 exemplare și mă dă. Da, aici. Nu vrează.